Ieri ai protestat de ziua poliției la Ministerul de Interne. Ce durere ai? Durere am că pe data de 16 octombrie a fost o decizie a Curții de Apel, unde poliția de la Florești sunt obligați să facă la fiecare raz când se încalcă grafic de întrevederi, asta două ori pe săptămână, copilul trece cu mine, de sâmbătă dimineață până duminică seara. Și de fiecare dată dumneata anunțai poliția? De fiecare dată sunt, dar cum? Dar și documentat. La fiecare raz trebuie să documenteze. La fiecare raz trebuie amendă să plătească. Eu s-o cotit că ieri fost statul nostru a pierdut 132.000. Asta numai la 3 zile să-i pus cât 700 de lei. Așa, da, trebuie așa 1500, prevede așa legea, prevede codul, da? Da, codul contravențional. Că spune deodată de la 150 până ajunge minim, dar 150 puteți să-i pui 10 ori. Aha. Dar pe urmă trebuie să-i pui gata, minimum, ori nu? Maxim, adică. Maximum. Da. Și până la 3 zile este plătit, s-a achitat. La fiecare raz câte 750, asta cred că este 132 deci, de mii. Deci statul are atât a venit ratat că nu a amendat-o pe femeie aceea. Da, înseamnă că... Că nu i-a permis fiicei să se întâlnească cu dumneata și dumitale nu ți-a permis să te întâlnești cu fiica. Da, și în a doilea rând traumează până acum copilul psihic. Că eu n-am... Păi da, că se încalcă și drept copilul, nu numai dumneavoastră, da, și copilul vrea copil să-și vadă tata. Poți să se îl zombează, cum îl programează. N-ai de unde să știi dacă zici că de aproape 2 ani n-ai vorbit cu el. Dar e de mult spus lui nănașme. A spus copilul nu spune tată, îmi spune Serioja. Copilul nu spune tată, copilul care l-am crescut la 5 luni. Eu i-a fost mamă, nu numai tată, înțelegeți? Da, da. Și e de-am este nănașme Egei, care ne-a spus că a vorbit cu dânsă, a fost să și de tot așa am făcut protest la, în fața Ministerului Afacerilor Interne și acolo a ieșit colaboratorul de la SPIA. Unii deodată ne-au spus că putea băutură de la mine, eu zbat și miros ăsta. Eu am fost am nevoit să mă duc să dau, să fac, am document, că eu n-am fost bat. Și am dat azi plângere la procuratură. Da, plângere că calomniat sau ce? Da, da. Da, și i-am arătat titlul, eu am un titlu executoriu, unde de-am executorul o caută. Dar ce scrie în stanță? Ce scrie în titlul acela? În titlul e dat la executare, o caută executorul, că și bă respectat graficul de întrevedere. Am înțeles, tot cu asta. Acolo, da, acolo e obligat, în titlul pot să-l arăt. Acum și ați vedeți că acolo e obligată poți să soție să respecte graficul de întrevedere. Acum ei trebuie să facă ce vrea statul, lasă zboare cu avionul în fiecare raz, ne duc sâmbătă copilul și duminică duc înapoi în Italia. Nu știu cât e de corect asta, dar ca așa de decis instanța? Nu, dar cum e corect? Eu stată, dar ca tare instanță au decis până și Curtea Supremă copilul în sat să șibă. Nu cum procedează fost să susții. Și ce s-a mai întâmplat cu dosarul penal pentru că l-a scos ilegal din țară? Dosarul penal la etapa mea nu i-a dat arest. Nu i-a dat arest judecătorul și procuratura l-a contestat. Dar oricum nu poate să o aresteze, că ea nu e în țară, nu vine la ședință, nu? Arest îi dă... Preventiv. Adus la proces. Și bă adus cu arest, ea cum cel mai... Și se ocupă judecătoria Hâncești și procuratura Hâncești de cazul ăsta, da? Da, da, da. Pentru că ea a ieșit din țară cu copilul pe la Reușeni. Pe la Hâncești, pe la, da, pe la Reușeni. Și ați vedem încă ea cum a fost la Ministerul Asistenței Social, Protecției și Muncii. Și mâine îți duc care am de la poliție, unii e înregistrată cu domiciliu. De-am este și ei s-o ocup, și ministerul ăsta, conform convenției de la Haga. Convenția aceea de la Haga este unii, e timp de 6 săptămâni, trebuie să ne duc copilul. Este așa în lege. Normă internațională, da? Da, da, este așa normă. Și la Ministerul Justiției și la președinție am văzut că ai fost. Și Ministerul Justiției azi am fost la șefa cabinetului. Aha. Și ea, că n-am știut că e la Florești, eu mă gândesc, dar am avut treabă mult aici. Cacraz ministrul a fost Justiției la Florești astăzi. De-am totuși sper că mâine... Înțeles că e la rezina, mă, la cazul acela cu greva, foame. Sper că mâine știu la ministru, tot, nu, la, măcar la asta, să-i arăt că eu am, gata, acum și ei, pe convenția cei de la Haga, ei trebuie să ocupe. Este hotărârea judecății, înțelegeți? Ei cine? Ministerul adică? Sau da, cum? Ministerul Justiției. Acum trebuie să ocupe, că se aducă cu Ministerul Justiției din Italia. Aha. Și sper că totuși așibă copilul de grabă, în următoarea o lună, jumate, două luni dus. Deci asta îți dorești, ca femeie să fie pedepsită pentru că e încălcat dreptul copilului și dumitale? Copilul să-l aducă, femeia fac ce vrea, trăiască. Dar copilul să-i fie luat și dat să-l crească tata. Dat la mine, dar el ați și bă dat. Conform legislației ar trebui să fie, pentru că așa și normal. Eu am crescut copilul la 5 luni.
Pentru că instanța a decis sau ceva. Instanța a încălcat, instanța a fost o hotărâre și nu ne rușine. Și doamna Nicorgi, uitați-vă, arestați-mă dacă vreți. Dar dumneavoastră ați luat copilul ilegal. Copilul în codul familiei... Asta e o părere a dumneavoastră. Nu e părere, în codul familiei... Îmi pare că și Curtea de Apel a menținut decizia asta. Curtea de Apel mi-a dat mie. Curtea Supremă a menținut încălcare de lege. Cum Curtea de... Ce a decis Curtea Supremă nu e încălcare de lege, dar e lege. Până constată contrariu, de exemplu... Bine, dar și acolo... Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Domnul Oleg, și în decizia Curții Supreme e scris, fata, dacă este stabilită la domiciliul mamei, nici într-un caz nu trebuie sancționată față de tată, fata și tata față de fată. Cam de și eu sunt în sens că se vadă, să nu se vadă, sau în ce sens sancționat? Sancționat, da, au rupt legătura, pom, de mine și tată, deși de s-a rupt penal pornit. Din motive geografice, că Italia e foarte departe de Republica Moldova. E rupt legătura între mine și tată, și fată. Ar trebui să permită măcar să comunicați pe Skype sau ceva, nu? O trebuie, dar pe asta nu-i vina mea că eu sunt blocat peste locul. Mă înțeles. Și sper că și acum și a fost revizuirea și acolo menținut ăsta de la Curtea Supremă la prima instanță acum, da, și acum e că am revizuire, o faci prima instanță. Același dosar cu stabilirea domiciliului copilului? Da, acum sunt prima instanță. Sunt urs la Florești, la judecătoare cei care au făcut. Judecătoare cei care au făcut, eu acum totul țin și... Tot Nicorici. Da, tot Nicorici, nu știi, eu vreau să fac o hotărâre ilegală, dacă nu s-o prinit. Acum eu sunt cu ochii deschiși, eu i-am spus, până nu-i copilul în țară și nu-i... Psihologie, a, că trebuie să comunici cu el, să-l întrebi și pe copil, nu? Nu, adică la psiholog trebuie și bă, ăsta, copilul, expertize dacă copilul stă bine cu mama, da. E asta, a încălcat legea atunci. Acum de-am de 2 ani s-ar putea să fie atașat de mamă? Dar pă, e, și traslare, cum știu dacă s-a rupt legătura polnului între mine? Dar deocamdată nu poate stabili asta, că mama nu-i cu copilul și nu poate apărea în instanță. E atașată de mamă, dar asta e copilul ilegal atașată de mamă, copilul... Ei, cum stabilești asta? Dar stabilesc pentru că s-a rupt legătura. Am înțeles. Și copilul nu-i divină. Copilul nu-i divină aici că n-are legătură cu mine. Copilul ține cu mâinile de gât. Și de când i-ai întors dosarul la Florești? E de mult. E din 2018 mai tine. Și Nicorici nu poate face nimic pentru că nu-i mama cu copilul. Nu-i mama și Eva au putut face. Că eu i-am dat mai repede să o aducă. E nou-rut atunci și acum mă poate dispune în cazul, în dosarul cel civil, poate dispune așa ceva? Ea are dreptul. Ea are dreptul pentru hotărâri judecătorească și mai repede dusă în țară. Oho, interesant. Dar ei nu-ți dă interesul și dusă, pentru că și tras la răspundere, înțelegeți? Așa se lucrează închetătorii cu... și a să vadă, eu sper că totuși de grabă să ajungă tot la locul lor. Deci deocamdată nu te lași de proteste și de acțiune judecată și de discursuri. Până nu-mi văd copilul în țară. Nu cum să mă lăs, dar copilul nu-i. Se încalcă drepturile copilului, domnul Oleg. Se încalcă drepturile copilului meu. Copilul lățâne izolat de mine și l-a luat forțat. Copilul categoric nu vrea să ducă. Atunci și, dacă eu mă judec, acum mă la apel cu inspectorul care ne l-a luat. Dar ce ai contestat? Am contestat procesul verbal al executorului care a luat copilul. Copilul a fost luat ilegal și judecătoarea a întins 2 ani, ei trebuie să fac timp de luni de zile. A întins 2 ani și până la urmă ne respinge. Da? Peste 2 ani ne respinge, înțelegeți sau nu? Și-au examinat la Florești acolo și am ieșit la apel. La Șoldănești. Dar de ce? Pentru că executorul vine la Șoldănești. Executorul nici nu a avut dreptul să bage, este executor la Florești. Aceea da, și cu repartizare geografică, da? E ca tare în camera și ei de ei prea departe. Eu e că m-am judecat 2 ani, eu mă cem la Șoldănești, nu la Florești. Pentru că el e de la Șoldănești, judecătorii e voce, orchestri. El spune și eu nu știu cum intră în camera din nord. Ele sunt 3 camere. Am înțeles. Înțelegeți? Și eu am dat executorul nu la Florești, dar am dat la Șoldănești. E clar. Și ia că la noi țară de minuni, eu nu știu, se încalcă dreptul în primul rând copilul meu, nu a mea. Și pe urmă și amândoi, da, în primul rând, dar copilul, da. La noi așa se bazează legea, nu în mine ori în fostă susăie, dar în copil. Dar oare în situația asta ce-o influențat? Solidaritatea femeiască, judecătorii cu mama? Sau... Bani. Crezi că n-ai probe, nu? Nu, dar
hobby este că e încălcat legea, judecătorul... Putea să încalce legea și din bune intenții, să-i facă dreptate mamei, din solidaritate femeiască, de exemplu. Domnul Oleg, aici sau poate au avut informații că dumneata era violent, sau eu știu ce a fost. Solidaritate mamei, dar au încălcat dreptul copilului, dar dreptul copilului de a mă-i lege. Păi copilul ce drept are? Să fie cu măcar unul dintre părinți, el poate fi și fără părinți dacă ambii părinți sunt periculoși. Codul familiei spune, acolo este articolul 63, alineatul 2, copilul până la, de la 10 ani alege cu care din părinte, dar până la 10 ani se las cu părinte care e atașat. Nu scrie că e cu mama, în sensul ăsta că trebuia să-l întrebe sau dacă l-a întrebat să țină cont de ce a zis. Sau nu l-a întrebat și copil. În proces l-a întrebat. Dumneavoastră cum gândiți? El le-a bădat fosta susăit la 5 luni, la 4 ani jumate. Eu nu știu cum s-a întâmplat până l-a luat. Dar el nu a avut legătură cu mama, el nu știe ca mamă. El putea și atașat copilul de mamă. Poate nu știe ca mamă, că tot dumneata nu i-ai permis comunice. Eu nu știu cum au fost circunstanțele cazului. Ca mamă, el îi spune mamă, dar atașamentul era de mine. Înțeles. Când l-a luat, el ține cu mâna, dar ei îi spune pe Facebook, pe asta îi spune mamă. Dar înțelegi, dar atașamentul de cine copilul, la cine plânge, la cine vrea să rămâie. Ia ca și ei. Și la mine au fost și educatori. Și acum o mențit. Și eu dovedesc, la curtea de apel, îți dovedesc, este probă, este am probă video. Dar de ce la apel dacă dosarul e din nou în instanța de fond? Nu, cu copilul care l-a luat. Dosarul am înțeles, cu executarea. Eu am nici nu știu dosare. Da, da, tare. Aici stai la apel cu copil, cu executor judecătoresc. Eu cu ambii, mă înțelegeți la mine încă una. Eu e candidat la executor, am fost să depun titlul. Șeful Oleg Roman, de la șeful executorului la Belz. Dumnealui categoric nu vreau să ne iei. Să ne iei cererea. Am chemat atunci poliția. Poliția a înregistrat, eu sper că să ajung la șeful executorului la Chișinău. Și... Dar ce, e tot talmaci sau? Și a doilea oară m-am dus și am depus și mi-a plinit totuși. Cererea așa de timp de 3 zile trebuie să ne... Ori ne refuză, dacă ne refuză motivul legal. Te-ai s-o trimis scrisoare recomandată și era ca și cum înregistrat oficial și era obligat să răspundă. Dar nu las ca șeful să vadă ce faci. El a făcut abuz de serviciu că nu a vrut să ne plinească atunci, înțelegeți sau nu? Asta e abuz și este dovedit prin poliție că nu a vrut să ne... El să fie secretar care să primească asta, nu președintele biroul, șeful biroului de cedă. Și acum, dar mă vede cu asta și știu că el trebuie timp de... Legal timp de 16 zile el să o caute, dacă nu el automat trebuie să o dăie și merge contravenția iar. Pe 300, asta e executorul, face contravenția asta. Și pe urmă de mă să ajung la Ministerul Justiției, că Ministerul Justiției se ocupe cu asta. Totuși azi am înțeles din cancelare că în procedură răbdă să o aduc copilul, dar eu știu cât e de drept. Asta vorbe, dar vorbă.